Exaudi Domine vocem meam, quac clamavi ad te, Alleluia. Tibi dixit cor meum, Hristos s-a înălțat. Iubiți credincioși, dragi ascultători, joi am sărbătorit înălțarea Domnului la cer. Ce au făcut apostolii după ce au participat la acest eveniment măreț? Ne răspunde textul din prima lectură. S-au întors la Ierusalim, s-au retras în camera de sus împreună cu Maria, cu celelalte femei și cu rudele lui Iisus. Toți stăruiau într-un cuget în rugăciune. În Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o, Iisus este la cina cea de taină. Urmau pentru El momente grele. Avea să fie condamnat la moarte și în cele din urmă răstignit. Ce face Iisus în aceste momente? Se roagă. Este rugăciunea de mare preot. Se adresează Tatălui cerându-i slava pe care a avut-o la început. Se roagă de asemenea pentru cei pe care Tatăl i-a dat și cărora El le-a descoperit pe Tatăl. Iisus este în rugăciune. Suntem în Duminica a șaptea din timpul Pascal. Această duminică se află între înălțarea Domnului și solemnitatea rusariilor. Lecturile de astăzi ne transmit un mesaj important. Rusaliile nu se așteaptă oricum. E nevoie de rugăciune. Importanța rugăciunii. De mai multe ori în Evanghelii îl surprindem pe Iisus în rugăciune. Se retrage singur și se roagă, mai ales înaintea unor evenimente importante. Probabil vă amintiți că atunci când i-a ales pe apostol, el s-a retras și s-a rugat, apoi a coborât de pe munte și i-a chemat pe nume pe cei 12 care aveau să-l urmeze. Vă amintiți de asemenea că înainte de a-și începe activitatea publică, înainte de a predica, Iisus merge în pustiu. Acolo se întărește, stă de vorbă cu Tatăl, învinge ispitele și apoi începe să străbată cetățile și să le spună oamenilor că împărăția lui Dumnezeu este aproape de ei. Dacă citim cu atenție Sfintele Scripturi, vom observa că profeții, oamenii Bibliei, mereu, când trebuiau să vorbească oamenilor despre Dumnezeu, sau când trebuiau să înfăptuiască lucruri deosebite slujind lui Dumnezeu și oamenilor, au avut nevoie mai întâi de rugăciune, s-au retras și s-au rugat. Și în decursul istoriei, sfinții găsim că s-au retras pentru rugăciune, că au stat de vorbă cu Dumnezeu, mai ales înainte să întreprindă ceva, înainte să vestească oamenilor Evanghelia. Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Augustin, anahoreții și pusnicii s-au retras ca să se întărească în dialog cu Dumnezeu. Importanța rugăciunii este gândul principal al lecturilor ascultate. Mai avem noi timp de rugăciune astăzi? Când suntem prinși cu o mulțime de treburi, când timpul nu ne mai ajunge, când să ne mai rugăm? Ucenicii s-au retras într-o cameră, în liniște, ca să se roage. Unde să ne mai retragem noi când în jurul nostru este mult zgomot, agitație, când muzica este dată la maxim, când imaginele de la televizor ne umplu viața? Cum să te mai rogi? Facem de cele mai multe ori rugăciunea în fugă, dimineața și seara, pentru că nu mai avem timp, alte ori uităm. Și totuși, Sfânta Scriptură insistă că rugăciunea este importantă. Putem să ne retragem în singurătatea inimii, să facem liniște și așa să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să-i cerem ajutor. Ampère le spunea oamenilor învățați din vremea sa: muncește în spirit de rugăciune,
cercetează lucrurile acestei lumi, dar numai cu un ochi. Pe celălalt, ține la țintit spre lumina cea veșnică. Ascultă-i pe cei înțelepți, dar numai cu o ureche. Cu cealaltă, ascultă glasul dulce al prietenului ceresc. Scrie, dar numai cu o mână. Cu cealaltă, ține-te de poala lui Dumnezeu, așa cum un copil se ține de haina tatălui său. În mijlocul activităților, tocmai atunci când ni se pare că este zgomot și agitație în jurul nostru, trebuie să avem un ochi îndreptat spre Dumnezeu, o ureche la ce ne spune El. Mintea trebuie să ni se înalțe mai des spre Domnul în timpul zilei. Nu este nevoie de rugăciuni lungi, nici nu e nevoie neapărat de rugăciuni din carte. Dacă stăm și ne gândim în Evanghelii, au fost ascultate rugăciunile cele mai scurte. Vă amintiți de orbul care strigă, Doamne, fă-mă să văd? Iisus îi redă vederea. Sau de vameșul din templu, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Iisus spune că acesta s-a întors acasă îndreptățit, adică cu rugăciune ascultată. Sau amintiți-vă de apostoli în timpul furtunii. Ei spun, Doamne, scapă-ne că pierim. Și Domnul liniștește marea. Sau tâlharul de pe cruce se roagă, adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Răspunsul lui Iisus, astăzi vei fi cu mine în paradis. Rugăciuni simple și ascultate. Dacă în timpul zilei avem un ochi îndreptat spre Dumnezeu și o ureche la ce spune El, ne vom aminti mai des de El și vom face rugăciuni scurte de cerere, de aducere de mulțumire, de laudă. Am auzit în Evanghelie, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. A-L cunoaște pe Dumnezeu și a-L cunoaște pe Hristos înseamnă viață. Toți dorim după o viață mai bună și mai lungă. Avem sădit în inima noastră dorința după viața fără de sfârșit. Ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu? Poți să-L cunoști pe un om auzind despre el ce spun alții. Este ceva. Îl cunoști mai bine când citești despre El, te informezi, crești în cunoaștere. Dar îl cunoști și mai bine când te întâlnești cu El, când stai de vorbă cu El, când îi împărtășești gândurile tale și asculți răspunsul Lui. Cu Dumnezeu este la fel. Viața veșnică stă în a-L cunoaște pe El. Cunoașterea înseamnă a intra în legătură cu El, a sta de vorbă cu El, a împărtăși gândurile, sentimentele, adică a te ruga. Acela care se roagă poartă sâmburile de viață veșnică în inima lui. E cu gândul ridicat la Domnul, e ancorat pe o stâncă solidă. Pe Dumnezeu îl putem cunoaște și cu ajutorul mijloacelor de comunicare. Este ziua mondială a comunicațiilor sociale, ziua presei în dieceza de Iași. Suntem chemați să ne gândim că ne invadează imaginile, muzica, ziarele, mesajele, știrile. În mijlocul acestora ne întrebăm câte din cele ce auzim, vedem sau citim ne înalță, ne zidesc. Cum le folosim? Fără îndoială, unii dintre noi le folosim bine. De exemplu, mulți au ales la această oră să asculte liturghia la radio. Alții, în zi de duminică, citesc Sfânta Scriptură, cărți sau reviste creștine. În acest sens, ne gândim că mijloacele de comunicare sunt darul lui Dumnezeu, lucruri minunate care aduc multe binefaceri. Dar ziua de azi ne cheamă să conștientizăm și pericolele care vin din folosirea greșită a mijloacelor de comunicare. Lăcrimăm adesea în fața televizorului sau la un film, dar nu ne mai impresionează durerea celui de lângă noi. Avem și vorbim cu mulți prieteni pe internet, în rețelele de socializare,
dar nu-i știm pe vecinii noștri sau nu mai avem timp să stăm cu cei din familia noastră. Cunoaștem multe amănunte din viața vedetelor și a sportivilor, dar știm tot mai puțin din Evanghelie. Admirăm natura prin programele TV sau prin imaginele postate pe internet, dar nu vedem că au înflorit lângă noi teii sau trandafiri. Scriem o mulțime de lucruri în mesajele e-mail sau la telefon, dar atât de puțin scriem despre bucuria de a fi cu Hristos. În acest sens, putem să facem un exercițiu. Putem să verificăm arhiva noastră de e-mail-uri sau de mesaje pe telefon. De câte ori apar cuvintele de genul Iisus, cer, biserică, har, credință? Dacă nu apar, avem o problemă cu folosirea acestor mijloace. Asta îl făcea pe fericitul Ioan Paul al II-lea să se întrebe cu câțiva ani în urmă. În mulțimea de imagini care trec prin fața noastră, își mai găsește loc imaginea lui Hristos? În mulțimea de mesaje pe care le primim și pe care le transmitem, mai au loc mesajele creștine? Avem impresia că astăzi comunicăm mai mult, nu ne mai ajung minutele de la telefon, dar în realitate comunicăm tot mai puțin în lumea reală și ne simțim tot mai singuri. Poate că lipsa de comunicare la care duce folosirea în exces a mijloacelor de comunicare este exprimată cel mai bine de rugăciunea unui copil. Doamne, se roagă copilul, în seara aceasta te rog ceva special, transformă-mă într-un televizor ca să-i pot lua locul. Mi-ar plăcea să trăiesc cum trăiește televizorul în casa mea. Cu alte cuvinte, să am o cameră unde să se reunească toată familia în jurul meu. Mi-ar plăcea să mi se dea atenție deosebită, atenție care este acordată televizorului atunci când ceva nu funcționează. Și să-i țin de urât tatei, care se întoarce acasă, chiar și atunci când vine obosit de la muncă. Și mama, în loc să mă ignore, să stea cu mine când este singură și plictisită. Iar frații și surorile mele să se certe ca să poată sta cu mine și să distrez toată familia, chiar dacă uneori nu spun nimic. Mi-ar plăcea să simt că lasă totul deoparte ca să stea câteva minute alături de mine. Doamne, nu-ți cer prea mult, doar să trăiesc cum trăiește orice televizor. De departe însă, mijloacele de comunicare pot crea dependență și ne mănâncă mult timp. Internetul, muzica, televizorul, presa, radioul, cât ocupă din viața noastră? Pornesc de la un calcul făcut de cineva cu privire la anii din viața unui om. La o medie de 75 de ani cât trăiește un om, împărțind timpul după regula celor 3-8. 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă, 8 ore pentru diverse activități. Asta înseamnă că 25 de ani muncim și 25 de ani ne odihnim. Ce facem cu ceilalți 25 de ani? Ne uităm 2 ore pe zi la televizor. Asta înseamnă că petrecem în fața lui 6 ani. Același lucru îl putem spune și despre mâncare. Cumulat ne ocupă cam 2 ore. Asta înseamnă alți 6 ani. Igiena zilnică, îmbrăcatul, spălatul, cam o oră pe zi. Asta înseamnă încă 3 ani. Tehnologia a avansat și noi, ca oameni moderni, trebuie să fim în pas cu ceea ce este nou. Așa că mai intră în discuție și calculatorul sau internetul și telefonul mobil. Dacă punem minim o oră, înseamnă încă 3 ani. Alte activități, precum curățenie, activitatea intelectuală, timpul petrecut cu familia, situațiile neprevăzute, întâlnirile cu prietenii, traficul, mai ocupă aproximativ 3-4 ani. Până acum, toate aceste lucruri enumerate duc la aproximativ 72 de ani. Haideți să vedem cât îi acordăm lui Dumnezeu într-o viață.
Făcând un calcul generos, vom constata că timpul acordat pentru rugăciune nu depășește jumătate de oră. Sau, dacă mergem și la liturghie în fiecare zi și ne mai rugăm și rozariul, ajungem la o oră pe zi. Calculat în ani, va însemna maxim 3 ani din 75. Un lucru interesant, pentru că mâncăm cam 6 ani într-o viață, rezultă că în hrana spirituală suferim de subnutriție. Cu cât timpul acordat mijloacelor de comunicare este în detrimentul rugăciunii, a vieții spirituale, cu atât devenim mai vulnerabili. Iubiți credincioși, dragi ascultători, duminica de astăzi ne cheamă să ne întrebăm ce facem cu timpul nostru, unde se duc anii noștri. Astăzi, când îl descoperim pe Iisus în rugăciune, când înțelegem că s-a rugat pentru noi, eu mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, îi mulțumim și am dori să ne facem mai mult timp pentru El și pentru a sta de vorbă cu El în rugăciune. Amin. Hristos s-a înălțat. Hallelujah, hallelujah.